Primarul din Motru, Gigel Jianu, încearcă să creeze o alternativă în municipiu. Deși nu beneficiază de majoritate în Consiliul Local, iar opoziția îi pune bețe în roate, primarul a propus un proiect care ar putea duce la crearea de noi locuri de muncă, iar în funcție de numărul de angajați, investitorul poate beneficia de reduceri substanțiale către bugetul local. Se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, se adresează tuturor celor care înființează locuri de muncă, noi locuri de muncă, iar cei care înființează locuri de muncă în urma unei solicitări beneficiază de reduceri de taxe și impozite pentru terenurile și clădirile pe care își desfășoară activitatea noii angajați. Și aici aș vrea să vă spun și care este cuantumul reducerilor, pentru că în urma discuțiilor cu reprezentanții mediului de afaceri au fost solicitări ca reducerile să fie și ajutorul de minimis să fie și pentru cei care, pentru afaceriștii mai mici, cei care înființează mai puține locuri de muncă. Am luat în calcul acest lucru și pot să vă spun că proiectul prevede reducere de 10% pentru cei care înființează 1-2 locuri de muncă, noi locuri de muncă, 20% pentru 3 până la 5 locuri de muncă, 25% 6-10 și așa mai departe până la cei care angajează peste 100 de persoane, care înființează peste 100 de noi locuri de muncă. Cei care înființează peste 100 de noi locuri de muncă vor fi scutiți de plata taxelor și impozitelor pentru terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea. Facilitățile fiscale au fost prezentate și într-o ședință tuturor oamenilor de afaceri din Motru. Pentru primul an avem prevăzut o sumă de 60.000 de euro, maxim, în anul 2 90.000 de euro, ajungând până la 120.000 de euro în anul 3. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, existând posibilitatea de a fi prelungit, mai ales dacă rezultatele vor fi foarte bune. Liderul PNL Gorj, Dan Vâlceanu, susține că acest exemplu ar trebui să fie urmat de toți primarii din județ. De altfel, consilierii locali ai PNL vor propune un astfel de proiect și la Târgu Jiu. Consilierii locali de la Târgu Jiu vor depune acest proiect și la primăria municipiului Târgu Jiu, pentru că proiectul, nu v-a spus domnul primar, dar proiectul a primit avizul Consiliului Concurenței. Domnul primar a primit deja o adresă, a ținut o corespondență cu Consiliul Concurenței și nu există niciun fel de problemă, el poate fi aplicat fără să existe. Deci, practic, are toate avizele necesare pentru a putea fi aplicat. De aceea încercăm să-l generalizăm peste tot unde există înțelegere și, administratorii, primarii și consilierii doresc dezvoltarea localităților și înființarea de locuri de muncă. Municipiul Motru depinde foarte mult de activitatea complexului energetic Oltenia, unde lucrează peste 1600 de persoane. În contextul miilor de disponibilizări care se anunță în cadrul companiei energetice, primarul își dorește să creeze o alternativă pentru ca oamenii să nu rămână pe drumuri.